Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Goat Simulator 3. Iată-ne din nou joculețul ăsta și astăzi am cele mai mari secrete și mistere pe care nu le-ați văzut până în acest moment. Așa că stați aici aproape, vedeți episodul ăsta până la final dacă vreți să aflați toate misterele. Și vom încerca astăzi să facem cea mai mică capră din lume, cea mai mare capră din lume. Să vedem dacă o facem peste planeta Pământ. Și de asemenea vom transforma această capră sau țap într-o persoană, un om, să vedem ce o să se întâmple. Așa că îi dăm aici pe butonul de continue. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like în continuare dacă vreți să aflăm toate secretele. Și țin să vă mulțumesc foarte mult pentru că data trecută s-au strâns o grămadă de like-uri, o grămadă de comentarii pozitive. Și nu știu exact cum se face, dar la jocul ăsta, imediat ce am postat episodul, voi deja apăsați pe butonașul de like. Bă, da, în primele secunde, deci efectiv eu dau publish la videoclip, da, să-l public, să vă apară pe canal. Bă, și instant 2, 300, 500 de like-uri acolo instant. Nu înțeleg cum faceți chestia asta, dar apreciez și vă mulțumesc dacă ați făcut și la acest episod. Și nu știu, poate reușim să strângem peste 20.000 de like-uri, cine știe. Dar unul dintre secretele cele mai mari din acest joc se află undeva în zona aceasta și o să vă arăt imediat. Este o zonă destul de... A, dacă te-ai duce aici în mod normal, să zic, n-ai zice că e ceva special, ai zice ce e asta, nu e nimic special aici. Avem și OZN-urile, avem și tornada, avem o grămadă de chestii. Dacă n-ați văzut episoadele anterioare, vă recomand să le vedeți. Dar este o piatră specială aici, ok? Această piatră, o să dai în ea, nu se dă la o poartă. Dar dacă încercăm să scoatem niște sunete ciudate pe aici, pe lângă ea, vom putea să o deplasăm. Deci fiți atenți, hai să apăsăm pe butonașul de like. Exact în momentul în care eu voi spune 1, 2, 3 și atunci voi face această piatră să dispară de aici și să vedem secretul dinăuntru, bine? Și voi apăsați pe butonașul de like. Hai să vedem! În 1, în 2, în 3 și like! Ia să vedem, funcționează? Tot încerc. Eu că am trecut prin piatră! Ok, asta nu trebuia să se întâmple. Am băguit jocul, oameni buni, pentru că știți că așa se întâmplă. Așa se întâmplă aici, băguim jocurile. Așa. Asta trebuia să apăs eu de fapt. Haide! Ia! Fiți atenți! Și se deschide! Frumos! Și ce avem noi aici înăuntru? Fiți atenți, este un om care s-a baricadat aici. Și dacă merge așa, e un superstar, cică. Și să vedem ce se întâmplă. E un superstar care s-a ascuns. Ia uite! M-am transformat în acest superstar și, nu numai că m-am transformat, pot să-mi schimb outfit-ul să fiu altă persoană mereu. Doar că am acest jetpack. Practic, acum sunt un om, nu mai sunt un țap sau o capră. Și hai să încercăm noi, fiți atenți. O să trebuiască să ne schimbăm, nu o să mai vreau ăștia cu rachetă momentan, pentru că o să ne băguiască. Și nici pe ăsta. Și acum, fiți atenți, pot să mă schimb practic în orice NPC din joc. Și să merg așa pe stradă. Eu în continuare pot să iau chestii, doar că nu în modul normal în care le-aș lua. Pot să merg și pe pereți, așa cum mergeam cu capra. Doar că sunt altă persoană, sunt chiar o persoană de data asta. Ia, hai să încercăm, ia. Ia uite. Deci orice NPC cu care te-ai cunoscut tu în jocul ăsta, tu poți să te schimbi în el și să devii acel NPC. Cât de tare e chestia asta. Și da, poți să faci toate trucurile astea. Ba chiar te poți da, bineînțeles, și cu gliderul dacă vrei. Poți să faci toate chestiile, uite. De exemplu, hai să luăm gliderul. Să încercăm să ajungem spre oraș. Ia uite. Și acum gata, nu mai suntem capră sau țap, suntem un om. Am ajuns în oraș, totul normal, da, nu e nimic ciudat aici, ok, sunt doar o simplă persoană care merge pe stradă, nimic dubios. Mi-am schimbat înfățișarea, ok, nimic dubios, mergem așa frumos pe aici, ia să vedem. Sunt curios dacă pot să fac asta. O, chiar pot, o să ne schimbăm înapoi în skin-ul de capră, pentru că, na, ăla-i tot farmecul jocului până la urmă. Așa zici că ne jucăm GTA sau nu știu ce ne jucăm. Dar frate, dacă vrei să-ți iei chestia asta și dacă vrei să vedeți de unde se ia, locația exactă este asta. Ok? De aici puteți să vă luați. Dacă vă jucați și voi Goat Simulator și vreți să vă luați skin-ul de persoană, cum ar fi, puteți să vi luați de acolo și să deveniți orice persoană vreți voi din jocul acesta. Până una alta, noi o să ne schimbăm înapoi. Ok, mai avem încă câteva skin-uri pe care nu le avem. Încă, dar ia să ne schimbăm așa. Perfect, bun. Mai avem niște secrete destul de interesante. Și unul dintre ele e chiar în acest oraș. Pentru că trebuiască să ajungem noi. Hai să văd cum pot eu să mă cațăr, pentru că e undeva sus acolo, vedeți? E un fel de asta de prins muște. E o reclamă.
Ei, și această reclamă chiar prinde muște. Așa că stai așa că nu e așa. Știi ce? Mă pot cățăra pe aici direct. Uite așa, ca orice om normal. Ok. Și acum folosim asta. Doar că trebuie să-l folosești în momentul în care vezi că vine un fel de supererou muscă. Uite-l. Poc! L-ați văzut că l-am prins? Și acum trebuie cumva să faci să prinzi chestia aia de acolo, da? Nu știu dacă să putem. Yes! Și acum avem capra muscă. Ia uitați-o. Bă, cum arată? Ce vorbești? Și am primit și costum de ăsta special. Ia uitați-vă. Nu știu ce știe să facă. Că de zburat nu prea zboară. Dar hei, arată interesant. Așa că, de ce nu? Dacă tot era vorba de un secret, am zis că vă arăt toate secretele. Bă, da, eu acum îmi dau seama că are și asta un fel de glide. Nu e atât de puternic, dar e un fel de glide. Bun. Următorul secret este acest balon. E un balon cu o capră mică, nu știu ce e. Și îl poți umfla. Nimeni nu se așteaptă ca tu să-l umfli atât de tare. Așa că noi o să facem exact acest lucru. O să-l umflăm la maxim. Ia să vedem. Omul cât de mare s-a făcut. Și încă puțin. Foi gigantic. Go big. Și vedeți, am dat în loc la ceva nou. Ia să vedem cum arată. Uite cât de mare e. Și acum nu știu dacă pot eu să iau cumva ăsta de aici, să le distrug toate șmecheriile. Și cred că l-am făcut să plece. Da, l-am făcut să plece de tot. Ia uitați-vă. Ce să o se plimbe prin oraș, cred. Doamne ferește. Păi, du-te de aici. Ia uite-o. A, uite, apare ca și cum... ca în benzi desenate în momentul în care bați pe cineva. What? Mi se pare șmecher rău de tot. Bun, acum că am făcut toate chestiile astea, hai să mergem la una dintre misiuni care se află undeva în oraș și pentru asta avem nevoie de un vehicul destul de rapid, pentru că e destul de departe zona. Așa că vom merge aici la reprezentanța auto. Ia să vedem ce mașini au adus. Bă, uite, pe asta nu o aveau înainte. Frumos, mulțumesc de mașină, băieți. Mulțumesc de mașină. Dați-vă vedem dacă putem să ieșim. Gata. Așa să cumpăr o mașină de la reprezentanța de aici din joc. Adică până la urmă o capră sau un țap nu are bani și trebuie să facă cumva să se descurce. Așa că va folosi mașina în stilul acesta. Hai să mergem la următoarea misiune. Hai că am sărit și pe rampă dacă e. Mă așteptam să sară, dar... Dacă te duci la această fabrică, pe unul dintre coșurile alea acolo sus, se vede ceva luminos. Ok, n-am să vă zic încă despre ce este vorba, pentru că e ceva destul de șmecher și unic. Și o să vedeți imediat. Uitați-vă la episod. Apăsați acolo pe butonașul de like dacă vreți să îmi oferiți susținerea voastră. Și hai să facem săriturile astea cum trebuie. Să ajungem unde trebuie. Aici poți să faci sărituri de astea cu rocket boots, dar sincer să fiu, cred că mai degrabă o să facem așa. Pentru că nu de alta, dar de foarte multe ori am observat, în momentul în care folosesc rocket boots, mă gliciuiesc foarte, foarte tare. Și nu vreau să fac chestia asta, nu vreau să mă gliciuiesc. Pentru că aici e la precizie. Așa că fiți atenți. Ok. Mai avem puțin de urcat până acolo, dar nu e problema că urcăm imediat. E undeva aici. Pentru că aici tu să ai grijă când te urci. Te urci așa ușor, ușor, ușor de tot. Și de aici faci rost de una bucată jetpack. Da, e un jetpack funcțional. Și uitați-vă cum face. Nu e chiar foarte stabil, dar poți să călătorești destul de rapid în cealaltă parte a orașului, practic. Adică, na, poți să-l oprești când vrei tu, dar nu ai chiar direcție. Nu prea poți să stabilești zona prin care să te duci. Adică, îi dai așa o direcție oarecare și te rogi că vei ajunge unde trebuie. Uite, de exemplu, aici, dacă vreau eu să ajung pe casa asta zburătoare, ajung. Dar mai greu puțin. Dar totuși nu e rău, adică... Să ai așa ceva, mi se pare chiar șmecher. Bine, noi oricum avem nevoie în zona asta de țară aici să mergem. Deci o să trebuiască să mă uit pe hartă, pentru că avem treabă la misiunea asta de aici, vedeți? Și undeva în capăt. Dar cât de interesant să vede harta de sus așa, să vezi totul de sus. Și acum îi mai trebuie mașină, adică imediat ajungem. Bine, când nu folosești, o să trebuiască să-l dezechipezi, pentru că, da, o să gliciuiască rău de tot, deci o să-l scoatem. Și o să punem... Nici gliderul nu cred că îl pun. Cred că pun aripile astea. Să pun aripile astea, nici nu știu. Astea îmi dau puțin glide, cred. Hai că nu e rău. Nu e rău cu aripile.
Bun, aici noi am fost la începutul jocului, când am făcut primul episod, dacă nu mă înșel, am fost aici, doar că nu știam ce trebuie să faci. Ei bine, trebuie să te duci să cauți aici un fel de ulei special. E acest ulei și va trebui să ungi mașinăria cu ulei, ok? Hai să vedem dacă putem să facem chestia asta. Hai că am făcut mai mult decât trebuia. Dar trebuie să fie verde, uite, acum este verde. Și acum trebuie să mergem la cealaltă bucată de aici. Să o facem și pe a verde. Să vedem. Hai, curge destul de mult ulei de aici. Adică, aș crede că ar trebui să funcționeze toată treaba. Ia, s-a făcut verde și într-o parte și în alta. Și acum, orice bași printr-o parte, se va face mic sau mare. Inclusiv caracterul tău. Și ne-a dat aici o mică rulotă interesantă pe spate. Dar fiți atenți. De exemplu, dacă eu intru pe aici, mă scoate pe partea cealaltă mai mare decât eram înainte. Deci vedeți că sunt mult mai mare. Dacă intru pe aici, pe partea asta, mă va scoate mai mic. Și acum sunt curios, cât de mic mă pot face sau cât de mare? Hai să încercăm chestia asta. Deci fiți atenți, acum sunt și mai mic decât eram. Ok. Sunt minuscul și va trebui să intrăm tot pe partea asta ca să-i facem și mai mici. S-ar putea să mă fac atât de mic încât să nu mă mai văd pe hartă? Nu sunt sigur, dar oh my god. Uitați-vă cât de mic sunt acum. Păi acum nici nu mă mai văd bine. Ia uite cum sar. Doamne, mă și glitchuiesc rău de tot. Ok, dar dacă mă fac mai mic de atâta, nu cred că mă mai văd. Sunt prea mic. Sunt cât o furnică. Sunt capră furnică. Doamne, așa de mic, cât de mic mă mai pot face decât atât? Cred că și mai mic acum. Încep să nu mă mai văd. Încep să nu mă mai văd deloc. Ok, mai încerc o dată și pe asta ne facem mari. Vreau să văd cât de mare mă pot face. Da, și mai mic. Uitați-vă, plantele astea sunt mai mari decât noi. Adică, ce vorbim aici? Bun, mă voi băga eu pe aici de câteva ori ca să devenim măcar la mărimea normală. Și vă arăt că ne facem mai mari. Faza interesantă e că poți să bagi orice obiect pe aici. Inclusiv oamenii, poți să faci oameni mari. Da, eu vreau să mă fac eu foarte mare. Adică, să vedem cât de mari ne putem face. Că posibil să existe o limită, nu sunt sigur. Oh my god. Sunt gigantic. Dar cu cât de mare mă fac, cu atât de încet merg. Adică, oh my god. Și uitați-vă puțin. Asta e ridicol. Deci asta e pur și simplu ridicol, mașinăria asta. Deci acum suntem cam cât rulota lui ăsta. N-am ce să comentez. Ia, o să mă mai bag o dată. Mă pot face mai mare de atât? Mă face mai înalt decât atât? Eu cred că da. Cred că funcționează, dar funcționează foarte greu. E prea de tot în momentul de față. Hai să dau caracterul ăsta jos de... Să ne schimbăm într-un caracter mai normal, să zic așa. Nici nu știu ce aș putea să iau mai normal. Uite, pot să dau nan ca să nu fie nimic pe el, adică. Și la... Hai să schimbăm și aici. Să nu fie nimic nici pe el aici. Să vedem gen caracterul default. Cum ar arăta caracterul default? Asta mă interesează. Bă, ce s-a întâmplat? Bă, m-a scos înapoi și m-a făcut mic. Stați așa că revin cu caracterul normal și revin la dimensiunea la care eram. Da, nu prea mai văd caracterul în momentul în care merg. Uitați-vă cum se vede. Bine, eu cred că pot să fac asta până mâine. Și până mâine mă face și mai mare și mai mare. Dar efectiv nu mai văd pe unde merg. Vreau să ajung în oraș așa. Problema e că odată ce te băguiești, e posibil să te băguiești rău de tot. Ai de capul meu, unde m-am dus? Te resetează, știți? Resetează caracterul dacă te băguiești prin pământ. Și e cam nasolă treaba asta. Plus că nu prea văd. Uite, dacă mi-aș putea pune ăla de first person, dar apoi nu mai văd caracterul deloc. Uite, putem să mergem așa, bănuiesc. Oh, nu. Oh, nu. Unde mă duc? Mă duc în apă. Oh, oleu. Știam eu că jetpack-ul ăsta nu e o variantă. Și faptul că m-am făcut atât de mare, îmi bagă și viteză mai mare la jetpack. Adică, uitați-vă puțin, ajung dintr-o secundă în partea cealaltă a hărții. Doamne, hai că l-am făcut un piculeț mai mic de data asta, pentru că era prea mult. Măcar să ne vedem caracterul, pentru că altfel nu vezi pe unde mergi. Și acum e destul de mare, dar măcar mai văd ceva. Ok, bun. Și acum mergem frumos în oraș. Ah, păi dacă vezi asta pe străzile tale din oraș, ai vrea să pleci de urgență. Ia, dacă luăm o mașină, fiind atât de mari. Ok, da, e nimic ciudat aici, e totul, da, vezi în fiecare zi ceva. Eu când vă zic că ăsta e jocul anului, nu mă credeți. Nu mă credeți când vă zic că e jocul anului. E jocul anului, uitați-vă puțin. E prea de tot, e ridicol.
Așa ceva este ridicol. Dar totuși, mă gândesc cum ar fi dacă am schimba și am încercat alt caracter pe chestia asta, te faci mare. Poate încercăm un alt episod. Dar pentru moment aș vrea să mergem să facem alte misiuni. Și știu că este o misiune undeva chiar în zona aceasta de aici. Și e vorba despre o sabie care cică n-ar putea fi scoasă de aici. Ia să vedem, ăsta se cam chinuie, încearcă să o scoată. Hai băiete, am încredere în tine. Hai să vedem, reușești? Se urcă și pe stativul ăsta, dar nu prea poate să o scoată de aici. Dă-te la o parte că eu am puterea supremă aici. Ia să vedem. Ia uite cu limba asta lungă. Și trage. Ia, funcționează? Aproape, am luat-o. Și este a noastră. Iar asta este încă unul dintre eventurile secrete. Și acum avem o sabie de asta spațială. Nu știu exact despre ce este vorba. Nici nu știu dacă poate să facă ceva mai mult decât ornament. Dar da, având în vedere că este o misiune specială, de ce nu? Și văd că este cineva aici care se chinuie să treacă. Ia dă-te mă la o parte. Dă-te la o parte, hai. Nu știu în cine se costumează ăsta. Știu că erau niște desene de astea la TV când eram eu mic. Dar nu mai știu exact cum se cheamă. Tu ce faci aici? Care-i treaba? Vrei să te ajut? Hai că am ajutat-o dacă e. Nu prea a funcționat ajutorul nostru, dar trecem mai departe. Sunt o grămadă de chestii în jocul ăsta. Adică uitați-vă puțin, dacă ne uităm pe harta asta de aici, uitați-vă câte chestii nu am făcut. Adică încă avem o tonă de chestii. Hai să mergem acolo ca să le terminăm așa ușurel și pe cele din zona asta. Bineînțeles că mai avem multe și în zona aia de țară. Dar de asta v-am zis că încă mai avem o grămadă de content în jocul ăsta și cu siguranță, dacă vouă vă place și dacă văd mult suport din partea voastră, văd multe like-uri, eu unul cred că această serie poate continua cu multe episoade. Dar totul depinde în funcție de voi, știi? Pentru că până la urmă vreau să văd răspunsul vostru, vreau să văd susținerea din partea voastră. Ok. Undeva pe aici zice că ar fi ceva misiune. Uite aici. Ia stai că avem și item. Ce avem? Ok. Ce face asta? Trebuie să-mi scot rocket boots-ul. De fiecare dată când vreau să fac ceva în jocul ăsta, trebuie să scot rocket boots-ul pentru că îmi bagă viteză prea mare. Deci cu ăsta poți să faci curățenie, fiți atenți. Și chiar asta trebuie să facem curățenie în oraș pentru că este mizerie. Mamă, cine aruncă mă toate gunoaiele astea aici? Glumești cu mine? Deci uitați-vă câte gunoaie sunt. Poți să arunci chiar și oamenii cu aspiratorul ăsta. De fapt nu e aspirator, e suflantă, de-aia nu știu cum se cheamă. Ok, dar funcționează. Dați-vă la o parte, că am zis că fac curățenie. Asta vă include și pe voi. Curățenia înseamnă curățenie totală. Ok? Și voi nu mai aduceți gunoaie aici, că cineva a adus sacii de gunoi aici. Nu mi se pare corect, cred că chiar voi ați adus sacii aici. Facem curățenie așa frumos. Hai să completăm și ăsta. Să terminăm misiunile, că încă mai sunt misiuni pe care nu le-am terminat, cum ar fi asta. Și sunt multe altele și mai complexe și mult mai mișto. Pe cineva tot aduce saci de gunoi pe teren, voi vedeți? Ce se întâmplă? Hai, zburați de pe teren. Zburați de pe teren, am zis. Hai, și tu, și tu, și tu, și toată lumea. Cine? Ăștia vin să pună saci aici, vedeți? Deci voi vedeți ce vor ei să facă, să pună saci aici. Uite! Tocmai a venit să-mi facă gunoi aici. Doamne, ia plecați de aici, mă. Ia plecați de aici că nu mai vreau să văd saci de gunoi. Nu mai vreau să văd saci de gunoi. Du-te de aici! Tot am zis. Și tu și tu. Gata. Am făcut misiunea. Veneau ăștia și aruncau gunoaiele acolo. Păi acolo se aruncă gunoiul. Trebuie să-l arunci la coșul de gunoi. Așa mi s-ar părea corect. Dar acum avem această suflantă pe care putem să o folosim să facem chestia asta. Pentru că, de ce nu? Suntem în Goat Simulator 3 și în jocul ăsta o să faci o grămadă de chestii. Dar cred că o să schimbăm noi pentru că aș vrea să-mi cumpăr ceva nou. Aș vrea să-mi cumpăr ăștia. Ok, arată destul de interesant. Aș vrea să-mi schimb aici ceva. Fiți atenți că avem o greutate mare acum. Ia uite. Uite câta greutatea cară. Și aici o să punem, cred că, ăsta. Nu știu dacă mă ajută cu ceva, dar hai să-l avem așa. Și avem nevoie de rocket boots ca să băgăm viteză. Eu pentru asta folosesc în mare parte acești rocket boots.
pur și simplu pentru a băga viteză. Dar acum avem aici o capră destul de forțoasă. Ia uite-o, ia uite ce se duce. Și hai să mergem la următoarea misiune. Mai țineți minte asta cu România au talent? Luați-vă la o parte. Am făcut misiunea deja, dar vreau să-i dau aici. De 3 ori. De 3 ori, da. Sau cum se dă, nici nu știu. Așa, încă un da și încă un da. Perfect, bravo. Bravo, ai câștigat premiul cel mare. Noi ne continuăm aventura. Am văzut că e o misiune în zonă. Ceva cu recoltă. Nu știu despre ce e vorba, dar hai să vedem. Aha. Ia. Avem o șea sau ceva. A, ce tare, poți să iei pe oricine vrei tu. Ia uite, l-am luat pe ăsta. Și merge așa, hopa. Hopa, mitică. Dacă apeși iarăși, îl vei da jos. Dacă m-am băguit acum prin clădire. Vezi, de asta Rocket Boots e o idee bună să călătorești cu Rocket Boots. Dar de asemenea, te poți băgui în clădiri. Mi s-a întâmplat să mai ieși după asta. Dar dacă nu poți să ieși, pur și simplu dai aici pe respawn. Și măcar au băgat soluția asta în joc în caz că ți se întâmplă. Ok, deci trebuie să reparăm acest tractor sau ce-o fi ăsta. Hai să-l ajutăm. Deci dăm de aici o dată și mai dăm de aici încă o dată. Pică chestia asta. Și al nostru, gata, complet. Putem să-l conducem? Ar trebui să putem. Putem! Și uitați-vă, are chestia aia în față. Activate Harvester. Ok, asta e un piculeț OP, cred că. Cred că e un piculeț OP. Pentru că ai chestia aia în față și... Da! Cam asta se întâmplă. Ia să vedem. Dacă trecem pe aici. Fiți atenți că avem aici ceva. Stai o secundă. Stai o secundă că eu vreau astea. Le colecționez. No, am stricat astea și nu mai pot să ajung, glumești? Stai. Yes. Perfect. Și acum luăm ăsta și mergem. Dați-vă la o parte că trec. Și așa trec eu pe aici. N-am nicio treabă. Imaginați-vă să vă duceți cu ăsta prin oraș. Faceți mega haos. Mega haos. Distrugem pe aici tot ce e. Mamă. E un pic OP. Trebuie să recunosc că ăsta chiar e un pic prea de tot. Dar nu este problemă. Mergem mai departe. Ok. Ia să vedem. Ăsta se joacă pe sala de bowling. Asta e o secundă. Dacă aș lua eu una de asta și aș arunca-o aici. Mă gândeam că ar băga viteză sau ceva. Sau poate trebuie să-l arunc pe ăsta aici. Nu, că te suflă. Nu, trebuie să-i dau așa. A mers. N-a fost un event sau ceva, dar tot un fel de mini secret acolo. Ia. LOL, nu mă așteptam. Golden Shoes. Avem papuși de aur. Nu mă așteptam ca pupicele astea să fie funcționale, să poți să le iei, să faci ce vrei tu cu ele. Ăsta l-aș vrea, ce are ăsta? Dacă mi l-ar da mie să mă joc. Bă, l-am împins pe ăsta și s-a dus cu viteză. Și nu se mai oprește, voi vedeți? Stai, unde s-a dus, mă, băiatul ăla? S-a dus cu picamărul și nu se mai oprește. În continuu se duce. Ok, păi legenda spune că încă mai dă cu picamărul. Cine știe pe unde. Nu știu ce să zic. Că nu-l aud. Mă gândeam că o fi pe aici. Ia, am găsit aici ceva. Stați așa. Stați așa că am găsit aici ceva. Ia, ce e asta? O căpățână. Face ceva special? Nu cred. Nu cred că face ceva ultra mega special, dar dacă tot găsesc astea, primești puncte și ai nevoie de puncte. Așa că, da. Uite-l pe ăla. Oh my god, încă se duce cu... Da, am avut dreptate. Încă se va duce cu picamărul ăsta cine știe cât. Nu știu dacă l-ați văzut. Dar a trecut efectiv cu viteza luminii. E un pic nasol dacă n-ai chestiile astea să poți să zbori și rocket boots și astea. Adică astea sunt cam necesare să le ai ca să ai o experiență bună, pentru că, na, poți să ajungi rapid unde ai nevoie, știi? Pe când cu chestiile default... mai degrabă te bazezi pe mașini. Ia uite-l pe ăla. Îl vedeți? Oh my god. Uite, dă mașinile la o parte. What? Cred că trece pe aici. Uite-l. Ia, fiți atenți. Ia uite-l pe băiatul nostru. Ce face asta, mă?
Alo, uite, te mai oprești. Nu se mai oprește, așa, așa rămâne. Și dă toate mașinile la o parte, uite. Da, v-am spus, ăsta este jocul anului pentru mine, cel puțin momentan. Și când spun asta, chiar nu glumesc. Mi se pare super amuzant și super interesant. Și încă nu l-am terminat, dacă vă vine să credeți. Încă mai avem o grămadă de content în el. Chestii pe care... Da, uite, chestii băguite. Tot îmi plac. Tot îmi plac. Pentru că în jocul ăsta o chestie băguită nu înseamnă că e băguită neapărat. Înseamnă că e amuzantă mai mult. Că așa e făcut jocul. Să nu fie nimic serios. Aici are avantaj. Pentru că chiar dacă are un bug, nu-l consider neapărat bug, știi? Dar, da... Asta a fost episodul. Dacă vreți să mai facem și alte episoade, avem o grămadă de chestii de jucat aici. Mai ales zona asta, nici nu prea ne-am jucat foarte mult toată zona asta de aici. Mai mult ne-am focusat pe asta de aici. Dar dacă vă uitați voi și aici, mai sunt misiuni pe care nu le-am terminat. Deci avem multe chestii de făcut. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!